Se pare că s-au adunat multe, așa-i? Multe dureri, multe nemulțumiri și din ce în ce mai greu ne vine să acceptăm asuprirea de care avem parte. Pentru că, da, noi, românii, încă nu avem drepturi egale cu minoritarii în țara noastră, în România. Pentru cei care se întreabă de ce îl sărbătorim pe Avram Iancu la Carei, îl sărbătorim, îl aniversăm, îl comemorăm, le spunem că și Careiul face parte din România. Este țara noastră. România este patria noastră a tuturor românilor. E România celor de demult și a celor de mai apoi. E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie. Aici, în România, în fiecare localitate, își are locul bust sau statuie pentru un erou național. Pentru că țara noastră este mare, a fost și mai mare, și mai bogată, dar am rămas cu cea care este la ora actuală. N-am asuprit pe nimeni și totuși încă sunt mulți dintre noi care acceptă această asuprire. Avram Iancu a fost un model și ar trebui să-i urmăm exemplu. Nu mai este vremea săbiilor și a tunurilor, dar prin luarea de atitudine ne putem impune. Pentru că nu-i așa? Puterea este în noi, în fiecare dintre noi. Cu toții cei care avem credință în Dumnezeu, putem face în așa fel încât să ne adunăm împreună și să luăm atitudine. Nu v-a ajuns toată această situație în care noi ne întoarcem la vremurile de demult și să fim asupriți în țara noastră? Nu vă fie teamă că suntem puțini. Nu contează cantitatea, ci ceea ce facem. Drept dovadă și acest ansamblu monumental care se dorea desfințat pentru că, citez, era de factură comunistoidă. Nu le place când Avram Iancu este la înălțime, sus, în vârful munților, de unde strigă, cum striga mai de mult și unul din locotenenții săi. Nu, strigă Iancu din Sibiu că Ardealul nu-i pustiu. Și uitați că se poate. Un singur om a depus un proiect la Consiliul Local și cu toate împotrivirile a reușit să obțină acceptul pentru a se moderniza. Țineți minte cum erau plăcile căzute și într-o stare deplorabilă. Iar acum este o mândrie să-l privești. Deci, în noi stă puterea. De noi depinde dacă vrem să fim în continuare, să stăm cu capul plecat sau să ne luăm soarta în mâini. Avram Iancu, cum spuneam, a fost un exemplu. Și la ceas de seară avem datoria de a povesti copiilor, nepoților, despre faptele sale de vitejie. Nu doar despre ale lui, ci despre ale tuturor eroilor români, cărora le datorăm țara de astăzi. Gândiți-vă că s-au jertfit pentru ca noi astăzi să fim liberi. Monumentul Ostașului Român stă dovadă, este simbolul eliberării orașului Carei și al Transilvaniei de sub ocupația hortistă, pentru că aici, la Carei, n-a fost niciodată vreun comando german sau trupe germane. Aici au fost doar ocupanții hortiști și cu toții știm. Încă mai trăiesc din supraviețuitori, încă mai trăiește Nenea Ghic de la Marna, da? Are 96 de ani. Încă mai trăiește tanti Rafila din Lucăceni, din tanti Parasca din Lucăceni, tanti Raveica din Ianculești și mulți, mulți alții care pot depune mărturii despre ceea ce s-a întâmplat în perioada ororilor hortiste 1940-1944. Pe Avram Iancu îl denigrează orice dușman al poporului român. La fel ca în cazul lui Eminescu, care s-a spus că a fost bolnav de boli venerice sau că și-a pierdut dreapta credință, la fel s-a procedat și în cazul lui Avram Iancu. Nu. Oamenii aceștia care au luptat și care au simțit românește nu puteau fi învinși
de către dușmanii poporului român. Noi știm că ei au stat de pază și vor sta în continuare atâta timp cât noi îi omagiem și le aducem prin os de recunoștință. Dați-mi voie ca în încheiere să vă citesc cântecul Iancului și o să vă rog să intrați pe internet cei care aveți posibilitatea și să faceți în așa fel încât să fie ca o poezie de căpătâie. Doarme duhul strămoșesc în poporul românesc. Doarme, numai de n-ar fi prea târziu când s-a trezit. O, de s-a trezit azi iar jugul josnic frângelar, jugul aspru, ruginit, de dușmani lași făurit. Unde merg și unde stau, tot de jele amară dau. Și sub cer frumos, senin, lumea-i fiere și venin. Dar de tot nu s-a fi stins vechiul foc ce l-au aprins pe pământul ardelean Horia, Cloșca și Crișan. Hei, cum arsa până în nori focul cel cotropitor al românului trezit din apus prerăsărit. Nu s-a stins. Eu l-am zărit, din mulți ochi mi-a strălucit. Cu vioiul scânteiat, inima mi-a învăpăiat. Parcă văd din munți, din văi,